ce nu ne așteptam la început, așa, bogăție de oameni frumoși, dar ne bucurăm că această sală este un pic neîncăpătoare. Bine ați venit la acest frumos eveniment, Poetul în Cetate, un eveniment care aduce, iată, la oaltă, mulți autori ai Ionești. Și asta nu poate decât să ne bucurăm. Profit de ocazie să vă transmit salutul domnului director Ionu Stăinie. În păcate nu a putut să fie prezent, dar vă mulțumește că veniți în număr atât de mare la bibliotecă. Salută prezența dumneavoastră aici și vă dorește mult succes astăzi la această activitate. Am vorbit despre evenimentul de astăzi și cu directorul bibliotecii județene din Bacău, domnul Adrian Jicu, cel care mâine inaugurează Bacfest, un eveniment cultural deosebit, un eveniment cultural de aventură la nivelul județului Bacău. 4 zile, dintre care una se va desfășura aici la Onești. Duminică o să avem o lansare de carte și un concert aici, la Biblioteca Municipală Radu Osidi, și mulțumim pentru acest lucru bibliotecii din Bacău și Consiliului Județean Bacău, cei care au făcut posibilă organizarea acestei a 4 zile a Bacfest la Onești. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și o zi de mine pe doamna Emilia Buhiu, cea care va modera împreună cu doamna profesorilor de Macea evenimentul din această zi. Doamnelor! Da, dacă doamna Grimacea dorește să aducă scaunul mai încoace, așa ca să ne fie mai o să o ajungem. Ca să le dăm puțin lucruri, vreau să aminti că duminică, dacă aveți câte o vine, e de la 12, e așa mai în mijlocul zilei, o lansare de carte și parcă un concert. Deci, ar putea să prezinte interes la ora 16. Da, eu așa cred că am ținut minte bine, dar o să mai afișăm, o să mai popularizăm. Dacă dați pe internet Bacfest24, găsiți detaliile pentru toată lumea. Da, dar și poate aduceți aici și ne orientăm puțin. Da, eu acum aș vrea să fac niște precizări în legătură cu ceea ce se întâmplă aici. Este vorba despre, am pus această denumire Poetul în Cetate și în momentul în care m-am gândit la Poetul în Cetate am simțit nevoia să mă ridic în picioare, că mi se pare că e nevoie de o formă de respect suplimentară. E vorba de o manifestare prestigioasă și foarte veche a Oneștiului. Eu am aici jurnalul literar, o ediție care reunește informații pe 40 de ani și dacă suntem sănătoși și o fi în stare, o grupa și informațiile din următorii 10, că au fost peste 50 de ediții. Din ce știu eu, doamna profesoară Florica Călescu și-a construit un proiect în care o să facă istoricul Fundației Naționale de Călinescu de la începutul ei și va prinde și asta. Aici e precizat prima dată Poetul în Cetate la ediția a 7-a, în 1975. Și am revăzut, deși eu îmi aduc aminte din copilăria, din tinerețea mea, evenimentele respective, la Poetul în Cetate, doamnelor și domnilor, au participat Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blagiana, Iun Caraion, Ioan Alexandru. Deci nume foarte mari din poezia românească și noi suntem datori acum să măcar să ținem flacăra cât de cât aprinsă. Pentru că e vorba de ceea ce reprezintă, cum să zic, apogeul sensibilității omenești, poezia. Dacă sunteți curioși de istoria
culturală a oneștilor în zona asta a Fundației Naționale G. Călinescu. Jurnalul acesta literar, am descoperit, se află la sediul Fundației mai multe exemplare, deci încă mai puteți cumpăra 50 de lei, e din mai vechine, așa, și puteți avea informații absolut impresionante. O mișcare culturală dominată la un moment dat de Nicolae Manolescu, cel mai mult, dar și Eugen Simion, au fost aici și Gabriel Liceanu, Andrei Cleșu, nu știu, sunt nume care le golez, nici mai știi să le spui, sunt zeci de nume foarte mari. Și între toate, din 1975, în parte, poetul în cetate. Sunt voci, unele răutăcioase, care spun, dom'le, dar când Nichita Stănescu, Marin Sorescu, voi veniți cu oameni care nu sunt de aceeași poate amvergură, nu știu, părerea mea e așa, că dacă cineva scrie poezie și are cititori, e fericit și valoros. Adică, trebuie, există, poate, oameni care scriu poezie extrem de, știu, profesionist, așa, dar poate prea grea și poate că nu sunt destui cei care să guste și să iubească textele lor. Dacă dumneavoastră ați venit aici și vreți să ascultați aceste versuri, înseamnă că oamenii ăștia care scriu n-au trudit degeaba. Și spun asta pentru că acum vreo câțiva ani, știți foarte bine, premiul Nobel pentru literatură i s-a acordat unui scriitor ușor, care își scria și versurile. Sigur, a fost un scandal uriaș. E vorba de Bob Dylan. Dar comisia care a dat acest premiu atât de prestigios a motivat în principal cu notorietatea, spunând, versurile lui Bob Dylan sunt știute pe de rost de milioane de oameni pe planetă. Contează și asta. Da? Mesajul se duce mai departe. Deci eu nu zic că ne trebuie să ținem la valoare. Sigur, ne străduim și cei care scrieți știți foarte bine că ați scris și rescris și v-ați trezit noaptea și ați mai schimbat un cuvânt pe virgulă câte ceva, că e trudă multă. Deci nu zic că nu e vorba de valoare, dar e foarte important ca ceea ce scrieți să nu rămână literă moartă. Să trăiască și să trăiască prin cititorii versurilor. Și de-aia suntem noi astăzi aici, ca să facem să fie vie poezia și să ne bucurăm împreună. Să împărtășim această bucurie a textelor frumoase. Sperăm să fie această împlinire a tuturor. Mulțumesc! Da, am să citesc și eu niște versuri celebre ale lui Nietzsche, că nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată doar dată în viața lui. Da, era un câine care se pregăna cu mulți ani în urmă și care încuraja de fel ideea de a exprima un gând, un sentiment, o trăire, prin intermediul versului. Cred că inițiativa aceasta iată a poeziei anotimilor, care vine cumva și în completarea ideii de anotimuri ale vârstelor, este una foarte bună, încât pe determină să împărtășim iată o stare, să ne cunoaștem și, de ce nu, într-adevăr, să ne căutăm cărțile și să le așa că vom începe, zic eu, adică de poezie. Dar o precizare de făcut, că așa vom începe. Poetul cetate a fost cu putință, pentru că aici în Onești a existat un om care a crezut în ideea aceasta, că poți să popularizezi poezia, că poți să faci oamenii să se deranjeze de acasă, de la ei, în confortul lor, să lase baza alte activități și să vină să asculte poezie. Și omul acesta este Constantin Tehaș Ciobanu, adică cineva care scrie poezie și scrie poezie bine, chiar foarte bine.
Deci, de fapt, datorită dumneavoastră, suntem aici. Tot domnul Ciobanu a avut atunci inițiativa de mult să alcătuiască acea culegere când trecem coroană. Și, v-am zis, din 1975 a început să numească poetul în cetate, în cetatea Oneștilor, de altfel dumneavoastră și în rolul cetatea de inimă. Dacă domnul profesor Fornica, membru vechi al fundației și secretar al fundației, știe mai multe despre poetul în cetate, poate ne spune acum. Da, bună ziua, bine v-am găsit, bine ați venit. Nu știu mai multe, știu doar că am petrecut multe ediții împreună cu domnul CTH Ciobanu, dar ce pot să spun acum așa la pe nepregătite și să fie și scurt, este că chiar asta căutam acum în telefon, dar n-am apucat să-mi găsesc. Vreau să văd originea sintagmei, care am o bănuială că nu se găsește aici, originea sintagmei. Trebuie să facem cercetări, dar nu am. Suntem în anii 60-70, când în țara noastră este, știți foarte bine, ce regim. Și orașul Onești era un oraș eminamente, ca să zic așa, industrial, muncitoresc, un oraș de strânsură, cum se da? Ulterior i s-a zis o Americă a României, oameni din toate părțile. Și poetul în realitate ambiționa să coboare poezia dintr-un înalt, Călinescu are niște versuri foarte interesante, cred că și de acolo s-a inspirat domnul C.T.H. Ciobanu, fără ca în poemul lui Călinescu, în cap acum titlul, l-am citit cândva, public, poetul coboară din înalturi și ajunge în cetate aici fiind adevărata lui realizare. Deci asta aș putea să spun. Cred că acesta este gândul domnului, a fost gândul tânărului Constantin de H. Ciobanu, care a creat acest recital în ideea de a nu de a vulgariza, de a populariza, vulgariza în sensul prim. Bun. Nu de, în ideea de a populariza poezia, ci de a o face să trăiască în fiecare dintre noi. Eu mi-aduc aminte că nu la zile culturii se făcea poetul în cetate, oare mai fost și altfel. Nu, nu, nu. Sau noi suntem acum primii care... Nu. La zilele culturii, atât așa, se făcea. Numai la zilele culturii. Da. Și acum, deci, o premieră, sperăm să nu fi supărat pe domnul profesor. Să nu am luat mai pe nepregătite, să zicem așa. Nu dar... l-am scris la OSIM, așa. Exact. Ne-am gândit să începem așa, cu câteva versuri ale poetului, C.T.H. Ciobanu, cum își semnează dumnealui poeziile. Și domnul profesor a delegat-o pe domnul profesor Doina Ionescu să-i citească două poezii, că nu am să deschidă festivalul de poezie. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt Doina Ionescu, profesor de matematică și autoarea volumului de poeme Versul preîntors în destin. Am vorbit cu domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu, mentorul meu, și m-a rugat să citesc, ghilimele. Transmiteți-le celorlalți salutări din partea mea. Închei în ghilimelele. Am luat notițe când am vorbit cu domnul profesor. Am permisiunea domniei sale să vă recit din opera sa două poeme. Din volumul Pasul pe nu, apărut la editura Aristar, 2000, primul poem, autor, domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu. În unul, cu mine pe mine călcând, m-ajung din urmă să mă văd bine desprins în avans, cu o fugă de cel rămas și abia luându-mă odihnit pentru ce se repetă, tocmai din partea în care îmi calmez respirația, m-aud venind celălalt să mă întregesc pentru despărțirea următoare. Și al doilea poem, tot din volumul Pasul pe nu, sosit. De parcă n-ar fi târziu, de parcă n-ar fi târziu,
locurile pe unde n-am ajuns se apropie prea calme cu tot ce vedeam fără să ating, ori pricepeam prin zidul de dincoace de sens să-mi răspund în celălalt capăt al dorinței, gata să-mi restituie viitorul cu care le-am trăit. Afișului pe care l-aveți, dar și cu niște adăugiri la acest afiș, am coordonat autorii alfabetic, ca să fie dreptatea alfabetului adusă aici. Așa că, omul începe cu primul nume de acolo, dar parcă era o idee, doamna Germacea, nu știu, dumneavoastră ați transmis la presă, ideea să citească și prin autor. Mă rog, prezentat, da. Vedeți cum ați gândit asta. Da, deci eu așa am gândit că poezia aceasta a mamei, pe care o propunem astăzi, ar fi o lectură din creația propriei, dar, pentru că mă gândeam că sunt în sală și persoane care iubesc poezia, dar nu scriu, pot să ne aducă o stare poetică în linie de alte nume, da? Și de alte poezii ale toate. Dacă vă gândiți la ceva, cred că doamnele bibliotecare ne pot ajuta cu niște anumite și între timp să căutați poezia care vă place. Trebuie să ne curaște ceva muzică la un moment dat. Da, da, sigur. Vom vedea dacă... Dar deocamdată haideți să începem cu versul. Întâi să încărcăm puțin da. Armele cu versurile și după la un moment dat vedem cum se simte, cum dumneavoastră doriți, puteți să vă spuneți punctul de vedere. Ia să vedem. Este un tânăr acolo care aș zice că a debutat la poezii, la Florin cu poezii, nu? Atunci l-am auzit prima dată, Alin. E aici, Alin Apostu, și care, iată, recidivează. A venit și acum, Alin. Aici, cu spatele la afișă, că poate îți facem și o fotografie și se vede de zonă. Am ales să încep cu recitalul. Recitalul cu poeție care am scris eu de Stefan. Sper să vă placă. Urlă vântul, rânze vioară, plină de toamnă, vara dezuitată, cer roșu ne înconjoară, ne înfioară, greu ni se arată, prin pădure copaci tablouri, lin curg șercuite râuri, se văd în zare focuri, miros de mort, danse muște, plâns de moment, urme de obel, copiii se joacă, în frunze se aruncă, vântul îi mușcă, țipă și cântă. Așa și am mai citit alte două poezii. Una este intitulată Alegerea Bună și cealaltă Ce răspunești. O să încep cu Alegerea Bună, că e mai frumoasă. Ține-o alegere bună. Exact. Deja ai cioplit în piatră. Nu te supăra, dragă. Nu e prima dată. Știu că mintea ta era numai o variantă. Te mir tu mai mult decât mine. Ai făcut totul complicat, dar eu deja știam ziua de mâine. Nu țin mânie, în această inimă este numai secetă și tragedie. Dulceața ta pentru mine avea gust de amintire. În nopțile astea mânci tu ai fost lângă el. Eu de somn am pus lipsă, analizând toate consecințele, întrucât știu că sunt de fel de men, parcă mai am puțin și mai cum coerent. Sub și în ochi ne-ai cânecă ca smoala. Rog pe barman să nu plăia carapa. Beau din paharul ce mai are puțin și se sparge. Prea multă presiune a simțit în suspinele mele amare. L-am cunoscut, de asta poziții deja nu. Nici nu spusese întrebarea, dar răspunsul era deja nu. Mă bucur când știu că se face alegerea bună, chiar dacă promisiunea făcută a devenit niciună. Te vei duce în continuare mai departe, acum ai drumul liber, mai dat la o parte. Nu mai scrisa acum aceeași față pe care cea de dinaintea ta a făcut-o. Nu te simți vinovată, nu ești prima care a distrus-o.
ultima, ce ai văzut înainte și după. De ce să-i spui un om mort viitorului? Deja l-a văzut, așteaptă să revină, mintea mai curată ca o lacrimă stinsă. Alte dorințe, înainte să se nască, spune, se clătește din propria cenușă adunată în bune. Doar vrea să mai simtă odată fericirea și tristețea din câmpul ca o petală. Purtat de vântul ales, se mai pierde iarăși în istorie. La aceleași stele se uită și se gândește, când o să se sature să alerge. Nu caută nimic, știe ce o să primească, iubirea dorită sau puterea răvnită. Îi place bogăția, dar satisface mizeria. Se murdărește doar ca să-i motiv să se cureze. Nu se cruță, își dorește să plângă, ea mea și petrecat fără de urmă. De o persoană care s-ar putea să fie reflexie, o ramură a lui care a vrut să-l vadă altă direcție, la altă vârstă, lângă altă familie, o minte care înainte de toate nu își amintește viața de dinainte de moarte. Poezia vă face viața mai frumoasă. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!